Florin, dacii până la urmă și-au atins obiectivul aici la Victory Cup, ai urcat pe scenă să dai premii, la anul urci să fii premiat? E greu, sincer. E diferit față de fotbalul pe teren mare, la noi sunt foști fotbaliști în echipă, deci nu cred că putem reuși mai mult de, nu știu, locul 5, la cât de tare a fost cupa. Competiția anul ăsta. Poate cupa. Am zis că am încercat anul ăsta să fie un obiectiv, dar nu ne-a ieșit. Totuși o echipă cu Gardoș și cu frații Herea, să nu-și propună mai mult? Păi tocmai asta spun, că e alt sport, știi, dacă merge pe teren mare, aș garanta că luăm locul 1, dar așa mai greu. Și a crescut foarte mult față de primul sezon. Adică în primul sezon am zis, bă, dacă ne strângeam la toate meciurile și băgam ca lumea, prindeam un top 3, dar anul ăsta nu. Să știi că același discurs l-am auzit și din partea lui Petre Marin, lui Bănel Nicoliț, da. Cernat spune că e foarte diferit mini-fotbalul față de fotbalul profesionist. Vorba aia, tu ai jucat Liga Campionilor, ai câștigat campionate cu Steaua. Da, nu, e cu totul altceva și anul ăsta s-a întărit foarte mult competiția, că așa s-a contat mult, știi? În momentul în care vin jucători mult mai obișnuiți cu mini-fotbalul, deja na, e altceva. E exact invers, cum ar fi invers. Să mergem 11 la 11 pe un teren mare să joace. Adică n-ar mai atinge mingea. Deci până la urmă rămânesc cu mișcarea săptămânală și cu berea și mici de după, nu? Și competiția, știi? Că una e când mergi să joci cu prietenii seara și una e când ai un clasament, ai arbitri, ai un pic de miză, chiar dacă nu sunt neapărat, nu știu, bani implicat sau vreo chestie genul ăsta, sunt niște premii și da, e frumoasă competiția asta, cred că nouă asta ne lipsește. Știi, când te retragi nu mai ai chestia. Ai găsit, tu care ai evoluat cel mai înalt nivel, Premier League, campion cu Steaua și Liga Campionilor, ai găsit aici la Victory Cup acest spirit, acest feeling? Da, sigur, la un nivel mai mic, dar da, asta înseamnă competiția, știi, să simți că na, te lupți acolo, să fii mai sus în clasament. Dacă noi pe final eram la retrogradare, da, te mai ceri cu arbitrii, na. Eu după mă aduc și mai cer scuze, dar în timpul meciului mi se mai pune pata, știi, sau vreun adversar. Dar scuze-mă, ne spuneau diversi participanți că nu se gândeau vreodată, uitându-se la voi la televizor, la meciurile voastre și a lui Petre Marin, Nicoliță, Cernat, Tamaș, etc., că vor ajunge la momentul în care să încerce un dribling pe lângă voi sau să încerce un șut de lângă voi și că tocmai asta îi atrage sau și asta îi atrage la participarea în această competiție, la Victory Cup. Păi e cam același lucru și îl înțeleg, că am ajuns după ce m-am retras, am ajuns să joc în aceeași echipă cu Gică Hagi la meci demonstrativ sau cu Belodedi sau nu mi-aș fi închipuit vreodată că creșteam la Satu Mare, cum să joc cu ea. Adică înțeleg cumva feeling-ul, chiar dacă na, depinde fiecare la ce nivel a jucat, dar na, probabil pentru un fan sau un suporter care ne vedea pe noi jucând acum 10 ani în Champions League, mă gândesc că e interesant să joci împotriva noastră. În final te rugăm să le faci o invitație celor care nu știu ce înseamnă să joci la o competiție precum Victory Cup. Să vin aici, de ce? Ce găsesc aici? Găsesc, primul rând, găsesc o competiție bine organizată, cred că ăsta a fost motivul pentru care a avut succes, și competiția. Dacă vrei să ai așa un test în fiecare săptămână cu un adversar, să simți că ești ca într-un campionat, că până la urmă asta e ideea, e un campionat și ai un clasament și până la urmă asta e miza. Mulțumim, Florin! De la Victoria 2010.